vorbesc despre îngăduința creștină, temă care a și fost aleasă pe luna în curs. Roman, capitolul 14, și vă rog să-mi îngăduiți să citesc mai mult, pentru că principiile lui Pavel se desfășoară pe o arie mai vastă aici, în capitolul 14 și puțin la începutul capitolul 15. Capitolul 14, începând cu versetul 1, și vă rog să fiți atenți. Primiți bine pe cel slab în credință și nu vă apucați la vorba asupra părerilor îndoielnice. Unul crede că poate să mănânce de toate, pe când altul care este slab nu mănâncă decât verdețuri. Cine mănâncă să nu disprețuiască pe cine nu mănâncă și cine nu mănâncă să nu judece pe cine mănâncă, fiindcă Dumnezeu l-a primit. Cine ești tu care judeci pe robul altuia? Dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului său. Totuși, va sta în picioare căci Domnul are putere să-l întărească pentru ca să stea. Unul socotește o zi mai presus decât alta, pentru altul toate zilele sunt la fel. Fiecare să fie deplin încredințat în mintea lui. Cine face deosebire între zile, pentru Domnul o face. Cine nu face deosebire între zile, pentru Domnul nu o face. Cine mănâncă, pentru Domnul nu mănâncă, pentru că aduce mulțumiri lui Dumnezeu. Cine nu mănâncă, pentru Domnul nu mănâncă și aduce și el mulțumiri lui Dumnezeu. În adevăr, niciunul din noi nu trăiește pentru sine și nici unul din noi nu moare pentru sine. Căci dacă trăim, pentru Domnul trăim și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Căci Hristos pentru aceasta a murit și a înviat, ca să aibă stăpânire și peste cei morți și peste cei vii. Dar pentru ce judești tu pe fratele tău? Sau pentru ce disprețuiești tu pe fratele tău? Căci toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată al lui Hristos. Fiindcă este scris, pe viața mea mă jur, zice Domnul, că orice genunchi se va pleca înaintea mea și orice limbă va da slavă lui Dumnezeu. Așa că fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuși lui Dumnezeu. Să nu ne mai judecăm dar unii pe alții, ci mai bine judecați să nu faceți nimic care să fie pentru fratele vostru o piatră de potignire sau un prilej de păcătuire. Eu știu și sunt încredințat în Domnul Iisus că nimic nu este necurat în sine și că un lucru nu este necurat decât pentru cel care crede că este necurat. Dar dacă faci pe fratele tău să se mâhnească din pricina unei mâncări, nu mai umbli în dragoste. Nu nimici prin mâncarea ta pe acela pentru care a murit Hristos. Nu faceți ca binele vostru să fie grăit de rău, căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Cine slujește lui Hristos în felul acesta este plăcut lui Dumnezeu și cinstit de oameni. Așadar, să urmărim lucrurile care duc la pacea și zidirea noastră. Să nu nimicești pentru o mâncare lucrul lui Dumnezeu. Drept vorbind, toate lucrurile sunt curate. Totuși, a mâncat din ele, când faptul acesta ajunge pentru altul în prilej de cădere, este rău. Bine este să nu mănânci carne, să nu bei vin și să te ferești de orice lucru care poate fi pentru fratele tău un prilej de cădere, de păcătuire sau de slăbire. Încredințarea pe care o ai, păstrează-o pentru tine înaintea lui Dumnezeu. Ferice de cel ce nu se osândește singur în ce găsește bine. Dar cine se îndoiește și mănâncă este osândit, pentru că nu mănâncă din încredințare. Tot ce nu vine din încredințare este păcat. Noi care suntem tari, suntem datori să rădăm slăbiciunile celor slabi și să nu ne plăcem nouă înșine. Fiecare din noi să placă aproape lui în ce este bine în vederea zidirii altora, că și Hristos nu și-a plăcut lui însuși, ci după cum este scris, ocările celor ce te ocărăsc pe tine au căzut peste mine. Și tot ce a fost scris mai dinainte a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca prin răbdarea și prin mângâierea pe care o dau Scripturile să avem nădejde. Dumnezeul răbdării și al mângâierii să vă facă să aveți acelea simțăminte unii față de alții, după pilda lui Hristos Iisus. Pentru ca toți împreună, cu o inimă și cu o gură, să slăviți pe Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Așadar, primiți-vă unii pe alții, cum va primi și pe voi Hristos, spre slava lui Dumnezeu. Amin. Puteți să reocupați locurile. Vă mulțumesc că ați avut răbdare să ascultați textul. Vă mulțumesc că anticipați și că aveți răbdare să ascultați predica. Apostolul Pavel vorbește despre principiul dragostei și nu numai, dar și în capitolul 12, versetul 9, versetul 14, în capitolul 13, vorbește despre dragoste, vorbește despre nevoia pentru o conviețuire armonioasă în biserică, să aplicăm principiul dragostei. Spune, de exemplu, dragostea să fie fără prefăcătorie. Fie vă groază de rău,
și lipiți-vă tare de bine. Apoi, în pasajele anterioare, vorbește despre datoria pe care o avem. Zice să nu datorăm nimănui nimic, ci decât să ne iubim unii pe alții. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Vorbește despre iubirea vrăjmașilor, nu ne cheamă să ne răzbunăm, ci ne cheamă să ne iubim vrăjmașii noștri și să lăsăm răzbunarea în seama lui Dumnezeu. Și Scriptura, de altfel, este plină de astfel de îndemnuri să ne iubim. De data aceasta, Apostolul Pavel merge mai departe și în capitolul 14 și în capitolul 15 inclusiv, vorbește despre aplicația dragostei. Cum să se aplice dragostea între creștini în cadrul bisericii. Și această dragoste trebuie să fie aplicată între două categorii de creștini. Și Apostolul Pavel îi numește cei slabi și cei tari în credință. Cei tari și cei slabi. Și Apostolul Pavel nu cheamă la un duel, la o discuție din aceea dezastruoasă, la un match între cei tari și cei slabi, să vadă care sunt mai tari și care sunt mai puternici. Apostolul Pavel, dimpotrivă, îndeamnă la o concesiune făcută între cei doi și nu nici pe departe la un compromis. Apostolul Pavel spune încă de la versetul 1, primiți bine pe cel slab în credință și nu vă apucați la vorbă asupra părerilor îndoielnice. Vreau să precizez un lucru, că cei slabi de aici, din pasajul pe care l-am citit, nu sunt cei care sunt slabi în voință, nu sunt cei care sunt slabi în caracter sau sunt ușor vulnerabili și cad ușor în ispită. Apostolul Pavel, dacă ar fi vorbit de o astfel de categorie, n-ar fi făcut această concesie, n-ar fi spus primiți bine. Pe cei ce păcătuiesc și ce cad în ispită trebuie îmbărbătați și ajutați, nu acceptați în sensul acesta pe care Pavel îl folosește aici în cele două capitole. Ci dimpotrivă, Apostolul Pavel condamnă. Așa că de la începutul drumului aș vrea să precizăm că nu e vorba despre cei vulnerabili, cei ce cad ușor în ispită, cei ce păcătuiesc foarte des și nu sunt constanți, ci mai degrabă cei slabi aici sunt cei sensibili, cei uneori indeciși, nu sunt siguri, e bine să facă aia sau nu e bine, mai ales dacă vin dintr-un context diferit, sunt proaspăt convertiți, proaspăt întâlniți cu Domnul Iisus Hristos, sau mai mult decât atât, sunt foarte meticuloși. Celui slab îi lipsește nu înfrânarea, ascultați-mă bine, nu înfrânarea, că nu se poate înfrâna că e nou în credință, lasă-l, Domne, acceptați-l așa și primiți-l bine. Apostolul Pavel spune să ne ocupăm de ei, să-i ucenicizăm, să-i întărim, să-i ajutăm în credință și în rugăciune, să crească și să fie puternici. Apostolul Pavel vorbește nu despre înfrânare aici, ci vorbește despre libertatea de conștiință pe care o au sau nu o au unii creștini. Cei tari sunt cei care sunt mai maturi, care au o libertate în conștiință. Unii spun că e vorba despre categoria aceea de convertiți dintre neamuri, care au slujit idolilor, au mâncat din carne aceea jertfită și ar fi fost vorba despre acești oameni care erau sensibili în conștiința lor cu privire la mâncăruri, ce să mănânce carne de pe piață, care poate era jertfită idolilor sau poate nu se știa. Eu, părerea mea și părerea multora cu care am mai povestit, este faptul că categoria aceasta de oameni slabi este constituită din iudei. Și am construit această idee pe versetul 6, unde spune că cine face deosebire între zile pentru Domnul o face, cine mănâncă pentru Domnul mănâncă. Este vorba despre sabat și despre mâncare. După cum bine știți, iudeii nu mâncau carne care nu era coșer, care nu era tăiată după ritualurile iudaice. Cei care s-au convertit la creștinism au păstrat această tradiție, această cunoștință și se pare că ei, decât să mănânce mâncare de pe piață, care nu știau dacă era coșer și nu era coșer, putea să fie jertfită idolul. Și așa, pentru a se liniști, pentru siguranța lor, ei nu mâncau carne deloc, mâncau doar verdețuri. Și pare plauzibilă această teorie, pentru că biserica cărora le scrie Apostolul Pavel este biserica din Roma. Acolo unde pe piață se găseau tot felul de cărni, tot felul de alimente. Și iudeii, ca să fie puși așa în gardă, nu mâncau, mâncau numai verdețuri. De asemenea, ziua de sabat era foarte importantă. Și bănuiesc,
Cred că bănuiesc bine, în biserica aceea au început să apară neînțelegeri. Au început să apară discuții și între cei slabi și cei tari. Au început să apară niște neînțelegeri între conservatori și liberali. Și vreau să fac o precizare aici, când folosesc cuvântul liberal, nu-l folosesc cu cuvântul acesta modern pe care îl cunoaștem, liberali care au zăpăcit Sfânta Scriptură, care au scos toate minunile lui Dumnezeu, care se închină într-un mod deșanțat, îmi cer scuze că folosesc astfel de cuvinte, nu mă refer la acei liberali, ci la cei ce au libertatea de conștiință, pentru că erau unii iudei care deja erau educați și nu mai aveau problema aceasta cu mâncatul sau cu o zi de sărbătoare sau cu o zi de sabat. Pentru ei înțelegeau că împărăția lui Dumnezeu este nu mâncare și băutură, ci este neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Și Apostolul Pavel se include în categoria acestor oameni, dacă pot spune liberal, dar liberal în conștiința lor. Pentru că în capitolul 15 spune: noi care suntem tari, suntem datori să rădăm slăbiciunile celor slabi. Deci Apostolul Pavel se include în categoria celor tari. Pentru el nu era problemă și spune și în versetele pe care le-am citit, în versetul 14 din capitolul 14: eu sunt încredințat că nimic nu este necurat în sine și că un lucru nu este necurat decât pentru cel ce crede că este necurat. Dar Apostolul Pavel dă câteva principii, câteva sfaturi care trebuiesc aplicate în dragoste pentru ca să se rezolve acest clinch și acest duel sau aceste neînțelegeri între cei slabi, între cei tari, între conservatori și între liberali. Aici nu este vorba de legaliști. Vreau să fac și precizarea aceasta. Dacă ar fi fost vorba de legaliști, Apostolul Pavel ar fi avut o altă abordare. Este vorba despre cei slabi, despre cei cu conștiința mai sensibilă. Dacă ar fi fost vorba de legaliști, Apostolul Pavel vă aduce aminte cum a procedat cu iudaizatorii care încercau să ridice aceste încredințări la nivel de dogmă, la nivel de doctrină? Vă aduceți aminte de cei ce propovăduiau tăierea împrejur, cum îi abordează Apostolul Pavel vehement și cu, dacă pot spune așa, și cu multă duritate și asprime? La un moment dat zice în Galateni: scrijilească-se odată cei ce vă supără, adică cei ce propovăduiesc tăierea împrejur ca și condiția mântuirii. Apostolul Pavel și în pasajele acestea nu ridică lucrurile acestea neesențiale, care sunt discutabile, la nivel de doctrină. Le lasă la nivel de discuție și la nivel de concesie. Vreau să vedem în dimineața aceasta atitudinile greșite pe care cei tari le pot avea față de cei slabi. Apostolul Pavel, repet, și vreau să sedimentez foarte bine și să instalez în mintea noastră, în inima noastră, ideea faptului că Apostolul Pavel limitează libertatea celor tari. Cei tari nu trebuie să se poarte cu cei slabi, dar de asemenea și protejează cugetul celor slabi. În versetul 5 din capitolul 15 spune: Dumnezeul răbdării și al mângâierii să vă facă să aveți acelea simțăminte unii față de alții, și cei slabi și cei tari. Apostolul Pavel recomandă celor slabi să nu judece pe cei ce mănâncă pe cei mai tari, și celor tari le spune: nu disprețuiți pe cei slabi. Încearcă să împace cele două categorii. Și ascultați, unii dintre ei care s-au educat nu aveau probleme cu aceasta, însă unii care aveau foarte sensibilă conștiință nu puteau petrece peste așa ceva. Nu o făceau cu ostentație, nu o făceau că vreau ei să se afișeze că sunt iudei și trebuie să se întâmple așa în biserica aceasta. Oamenii aceștia chiar erau sensibili și dacă călcai peste conștiința lor, puteai să te faci vinovat înaintea lui Dumnezeu. Pentru că oamenii aceia, sincer, nu puteau trece peste ce aveau în conștiința lor, peste încredințarea lor. Și Apostolul Pavel spune să nu marginalizăm chestiunile acestea care poate pentru unii nu sunt importante pentru cei tari. Apostolul Pavel spune: nu-i marginalizați, nu-i disprețuiți. Sunt multe lucruri și chestiuni în biserică care pot fi discutate și unele care nu mai pot fi discutate, pentru că Scriptura are ultimul cuvânt în domeniul acela. Și când sunt chestiuni de morală, de doctrină, clar precizate în Sfânta Scriptură, nu e nevoie de discuții, nu e nevoie să ne acceptăm, sunt esențiale, nu sunt esențiale. Sunt esențiale. Apostolul Pavel abordează o altă fel de problemă aici.
problema precum, nu știu în zilele astăzi, că nici nu vreau să intru în detalii din acestea, dar sunt un pahar la cină, cu multe, mai multe pahare la cină și în multe biserici sunt discuțiile acestea. Apoi sunt discuții de să postești înainte de cină sau să nu postești înainte de cină. Și pot să apară discuții, sunt multe de felul acesta și nu vreau să le enumăr și să le desfășor în dimineața aceasta aici. Dar vorbește Apostolul Pavel despre lucruri care se pot discuta, lucruri care sunt încredințări personale. Și ne spune ce să nu facem. Cei slabi să nu judece pe cei tari și cei tari să nu disprețuiască pe cei slabi. De asemenea, să nu-i condamne. Nu trebuie să condamne o persoană care are o astfel de încredințare. E imatur și e mai mult decât atât neduhovnicesc, firesc, să condamn o persoană care are o anumită încredințare. Nu discuta părerile acestea îndoielnice de față cu persoana respectivă. Asta înseamnă că nu se exclude faptul că trebuie să clarificăm unele lucruri. Pentru că dacă ar fi așa, în dimineața aceasta n-ar trebui să predic despre așa ceva. Și Apostolul Pavel n-ar trebui, fi trebuit să scrie scrisoarea aceasta. Ar fi trebuit să o trimită, să o citească numai cei tari. Apostolul Pavel o trimite bisericii din Roma să fie citită de toți, și de cei tari și de cei slabi. Însă Apostolul Pavel face o precizare, să nu discutăm condamnându-i pe cei slabi. Adică să discutăm părerile acestea îndoielnice și ei să fie marginalizați, cumva să fie puși pe banca acuzării aici, a acuzației. Păi au încredințare, slab în credință, abar, n-au, vin de nu știu de unde, de prin ce zone din România, n-are importanță, frați și surori. Apostolul Pavel, mânat de Duhul Sfânt, ne spune să nu-i disprețuim, să nu-i condamnăm. De asemenea, spune să nu-i jignim. Versetul 1 din capitolul 14. De asemenea, spune să nu-l desființăm, să nu nimicim prin mâncarea noastră pe fratele pentru care a murit Iisus Hristos. Nu trebuie să ne facem, cu alte cuvinte, pe plac nouă înșine. Ăstea sunt niște sfaturi, dacă vreți, cu caracter negativ. Să nu facem, să nu disprețuim, să nu condamnăm, să nu-i jignim, să nu-i desființăm și să nu ne facem pe plac nouă înșine. Apostolul Pavel spune și în versetul 7 că niciunul din noi nu trăiește pentru sine și niciunul din noi nu moare pentru sine. Noi trăim pentru Hristos și când spunem că trăim pentru Hristos, trebuie să trăim și pentru frații noștri. Dar atunci ce să facem? Dacă nu trebuie să facem lucrurile, ce ar trebui să facem în mod pozitiv? În primul rând, Apostolul Pavel spune în versetul 1, primiți bine pe cel slab. Datoria noastră de creștini, de oameni, dacă suntem tari în credință sau de ne socotim tari în credință, tari în conștiință, ar trebui să-i primim bine pe frații noștri, pe cei cu încredințări, pe cei cu conștiința mai slabă. Și aici, cred că sinonimul cel mai potrivit pentru a primi înseamnă a accepta. Dar nu a accepta cu așa cu o compătimire pe cel ce vine. Haide, frate, că ești bine, venești tu în biserică, stai undeva într-o parte. Nu la aceasta se referă Apostolul Pavel când spune acceptați-vă și primiți-vă. Și Apostolul Pavel vrea să transmită și mai mult. Adică să-i primești, nu numai în biserică, nu numai în cercul tău mai larg sau mai restrâns, ci să-i primești aici în inimă. Asta înseamnă să accepți pe fratele tău. Când vii la închinare, să aibă loc și fratele care are alte păreri și alte opinii, să aibă loc în inima ta și să te poți închina în felul acesta înaintea lui Dumnezeu. De aceea spune în versetul 5 și în versetul 6, pentru că toți împreună cu o inimă și o gură să slăvim pe Dumnezeu, pe Tatăl Domnul nostru Iisus Hristos. Că s-ar putea să slăvim numai cu gura, să cântăm cântări și poate să nu-L înghițim pe unul sau pe altul. Pentru că are păreri diferite și opinii diferite. Apostolul Pavel spune și gura și inima să fie într-un consens, să fie într-o unitate desăvârșită. Ce cântăm cu gura, să cântăm și inima. Pentru că e discrepanță și dacă vreți și un handicap spiritual, să cânt cu gura și inima mea să nu fie curată înaintea lui Dumnezeu, să-L urăsc pe fratele meu, să nu-L suport, să nu-L înghit. Aceasta nu este o închinare plăcută lui Dumnezeu. Apostolul Pavel, cele două capitole, 14 și 15, le concentrează și le direcționează pe scopul acesta, pe direcția aceasta, ca toți să avem o închinare în unitate și gura și inima să fie într-o unitate desăvârșită, frați și surori. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Respectă, frate, opiniile altora. Nu-l pune pe banca acuzaților. Biserica nu este un loc al disputelor, e adevărat. Cei slabi trebuie acceptați.
Dar fac încă o dată o precizare aceasta. Cei slabi, nu cei care pot să pretindă că sunt slabi. Când principiile acestea sau încredințările pe care le avem, le ridicăm la nivel de doctrină, atunci Apostolul Pavel le condamnă. Și noi suntem chemați aici ca să fim bine intenționați și foarte înțelepți. Pentru că în Biserica lui Dumnezeu, frații slujitori trebuie să clarifice unele lucruri și unele doctrine, unele păreri și unele opinii în lumina Cuvântului Dumnezeu și Dumnezeu să binecuvinteze slujitorii de aici să poată face lucrul acesta cu lepădare de sine, cu înțelepciune, cu dragoste și cu bunătate dumnezeiască. De ce să-i primim? Apostolul Pavel înșiră câteva argumente pentru a-i primi pe oamenii aceștia slabi în credință. În primul rând, Iisus i-a primit. Dacă i-a primit Iisus Hristos, atunci cine sunt eu? Orice slujbă și orice funcție aș avea, cine sunt eu să nu-i primesc pe astfel de oameni? Versetul 2 și versetul 3 spune foarte frumos că să nu disprețuim pe cine nu mănâncă și cine nu mănâncă să nu judece pe cine mănâncă, fiindcă Dumnezeu l-a primit. Păi dacă l-a primit Dumnezeu și noi suntem datori să-l primim. Apoi, în al doilea rând, Iisus a murit pentru el. Versetul 15. Dacă faci pe fratele tău ca să se mânească din pricina unei mâncări, nu mai umbli în dragoste, nu nimici prin mâncarea ta, pe acela pentru care a murit Hristos și Dumnezeu să ne ajute la așa. În al treilea rând, trebuie să-l primim și să-l acceptăm pe fratele nostru, pentru că fratele e fratele nostru. Versetul 10, prima parte, spune în felul următor, dar pentru ce judeci pe fratele tău sau pentru ce disprețuiești pe fratele tău, căci toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată. De asemenea, toți vom fi judecați, frați și surori. Și cei slabi, și cei tari. Și cei cu conștiința puternică, și cei cu conștiința mai slabă. Toți vom fi judecați înaintea lui Dumnezeu. Și așa spune, toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Și Ciprian, și fratele Dan, și fratele Nicu Mârza, și frații, toți frații din Biserica lui Dumnezeu, într-o zi s-o vor înfățișa înaintea scaunului de judecată a lui Iisus Hristos. Așa că ne spune, nu judecați. Cu alte cuvinte, nu condamnați. Ca judeca este logic, pentru că dacă nu judecăm, nu știm să ne ferim de lucrurile care sunt păguboase și găunoase în casa lui Dumnezeu. Nu știm să critic, să luăm critic și să filtrăm ce e gunoi și ce este cuvântul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel nu spune nu judecăm, în sensul să nu avem un ochi critic a ceea ce se întâmplă, ce face un frate sau soră. Și Apostolul Pavel spune să nu judecați și să nu condamnați aspru pe cel care are o astfel de conștiință foarte sensibilă. La aceasta se nu vă puneți voi în locul lui Hristos, că judecător este Iisus. În momentul când noi judecăm, uzurpăm tronul de judecată al lui Iisus Hristos, al lui Dumnezeu și ne punem noi pe tronul de judecată și începem să împărțim unul în rai, unul în iad, unul e așa și unul e așa și osândim. La așa ceva Dumnezeu condamne. Nu judecați, spune, ca să nu fiți judecați. Dumnezeu să ne ajute la aceasta, să fim înțelepți și în lucrurile acestea. Apoi, mai mult decât atât, ne cheamă să-i primim și să-i acceptăm, pentru că împărăția este mai importantă decât hrana, frați și surori. Împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, nu este încredințare, ci împărăția lui Dumnezeu, spune versetul 17, neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt, frați și surori. Amin. Și închei spunând că cei tari au o obligație mai mare decât cei slabi în biserică. Cei care sunt tari trebuiesc să arate mai multă îngăduință și au mult mai multe datorii decât cei slabi. E adevărat că Apostolul Pavel spune celor slabi să nu judece pe cei tari. Dar Apostolul Pavel se ocupă mai mult de categoria aceasta de oameni tari pentru că ei sunt mai responsabili și au o datorie mai mare. Și le spune în felul următor, și așa începe capitolul 15, noi care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile altora. Cei care sunt tari, sunt datori să nu-și placă lor înșine. Așa zice versetul 1, partea a doua, să nu ne plăcem nouă înșine. De asemenea, spune să plăcem aproape în ce este bine în vederea zidirii, ăsta e scopul. Nu să facem pe placul oamenilor. Vreau să fac o diferență în dimineața aceasta. Una e
să faci bine aproapelui în vederea zidirii pentru pace și zidire și una-i ca să nu-ți placă provocările, te compromiți. Apostolul Pavel spune în Tesaloniceni, pentru că Dumnezeu m-a găsit vrednic să-mi încredințeze Evanghelia aceasta, e caut să vorbesc în așa fel încât să plac nu oamenilor, ci lui Dumnezeu care cercetează inimile. E mare diferență între a face bine, a căuta zidire în lucrurile acestea care nu sunt esențiale, și alta e să faci pe plac oamenilor. Alta e. Pe ăla se supără, n-am ce să predic în zero, să predic despre evrei, spunea cineva. A intrat într-o biserică și s-a așezat lângă păstor aici, la Amvon, și a zis, frate, ce ai pregătit? Păi zice, am pregătit o predică despre lăcomie. Frate, nu predica de astea, frate, aici. Nu funcționează, sunt o grămadă de patroni, de oameni de afaceri. Oamenii aleargă, știi cum e în ziua de astăzi? Păi ce să predic, frate? Păi, dar nu ai pregătit altceva? Aș mai avea o predică despre dărnicie. Îi jignești, smulți aici. Ceva predică, am mai scos o predică, frate, și mai am una, pentru că am avut conserve cu el, fratele ăsta. Și-o zis că are o predică despre sfințenie. Haide, frate, lumea de astăzi știi cum e, se mai compromite, se mai sunt probleme și mai sar cal oamenii. Păi despre ce să predic, frate, zice? Despre aia, nu, despre aia, nu, de ce să predic, frate? Predică despre evrei, că din ăștia nu sunt aici la noi în biserică. Așa am putea să rezolvăm uneori problema, dar asta înseamnă compromis. Bunul Dumnezeu să ne ajute și ne dea înțelepciune și să predicăm ceea ce Duhul lui Dumnezeu ne îndeamnă să predicăm și ceea ce este în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu. Nici Iisus nu și-a plăcut lui însuși. În lucrurile esențiale, și chiar închei acum, trebuie unitate, frați. Deci în lucrurile în care Scriptura este clară, unitate, frate. Nu merge nici cu alb, nici cu negru, nici cu roz, așa cum spune Sfânta Scriptură. În lucrurile esențiale, unitate. În lucrurile neesențiale, dragoste. Să fim îngăduitori unul cu celălalt. Dacă unul are o părere sau cealaltă alte părere, zice, acceptați-vă unii pe alții. Acceptați-vă și primiți-vă. Și în toate lucrurile, și în cele esențiale, și în cele neesențiale, Dumnezeu ne cheamă să ne arătăm bunătate unul față de celălalt. Scopul, așa cum l-am amintit, se găsește în versetul 5 și versetul 6. Scopul este acesta, ca să avem o închinare plăcută. Ca să putem veni frați și surori la biserică aici și să ne putem iubi unul pe altul. Să ne putem accepta frați și surori. Acesta este scopul pentru care am predicat în dimineața aceasta. Și nu știu ce efect o să aibă, Dumnezeu să lucreze. Eu v-am spus, îmi fac datoria, predic cuvântul lui Dumnezeu, cât se poate de clar, cât se poate de consecvent, cât se poate de autoritar, dar las pe Duhul Dumnezeu să lucreze. Nu pot să oblig pe nimeni, dar ceea ce mi-aș dori în dimineața aceasta ar fi, frați și surori, când mai venim la biserică și venim să ne închinăm, haide să ne primim unul pe altul, frați și surori. Vă rog în numele Domnului Iisus Hristos să ne primim și să ne acceptăm, să ne închinăm așa, pentru că tot Apostolul Pavel și capitolul 14 și capitolul 15 îl scrie tocmai pentru motivul acesta. Să avem o închinare plăcută înaintea lui Dumnezeu. Căci dacă nu e o închinare din aceasta consecventă, unită, între gură și inimă, ascultați-mă bine, nu vreau să nu veniți la biserică, dar degeaba ne închinăm. Iubiți-vă unii pe alții, spune Apostolul Pavel. Tot ca pasajul acesta este pe principiul acesta, iubiți-vă, suportați-vă, frați și surori. Pentru că și Iisus Hristos ne suportă pe noi. Primiți-vă unul pe altul, că și Iisus v-a primit pe voi și vă primește. Ăsta este scopul, coexistența amicală în închinare. Și vreau să vă salut cu salutul care se mai salută bisericile între ele. În capitolul 15 din versetul 13 se folosește des acest salut. Dumnezeul nădejdii să vă umbre de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde. Așa încheie Apostolul Pavel acest pasaj, această demonstrație de iubire. O încheie cu salutul acesta. Dumnezeu nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credință. Pentru că ceea ce este esențial în biserică este pacea și bucuria, frați și surori. Apostolul Pavel spune în versetul 17 și are o legătură bună, versetul 15 cu versetul 17 din capitolul 14 din Romani.
împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, împărăția lui Dumnezeu este neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Vreți să facem și un studiu de caz unde am putea să cădem la învoială? O să dau un studiu de caz care sper să nu fie deloc păgubos pentru careva, un studiu cât se poate de dimineața asta nu prea îmi găsesc cuvinte, fraților. Să fie așa mai inocent, mai inofensiv, asta e cuvântul, inofensiv. Și vreau să arăt un studiu de caz ca să putem pleca cu aplicația acasă. Există păreri diferite în ce privește cina Domnului. Unii zic că trebuie să postești înainte de cină și unii zic că nu trebuie să postești înainte de cină. Asta e o discuție care vreau să o fac în dimineața aceasta ca să o duc așa un studiu de caz. Și discuțiile în felul următor. Postul este în Scriptură o doctrină de bază și eu sunt de acord, e o disciplină de bază, postul. Vin unii și zic, Apostolul Pavel nu scrie nicăieri, sunt al Scriptură, nu scrie nicăieri că se postește. Părerea mea și părerea noastră, nu ridic la nivel de doctrină sau de dogmă, este că e bine să postim. E bine și înțelept să postim înainte de cină. Dar cei ce postesc să nu disprețuiască pe cei ce nu postesc. Pentru că nu există niciun loc clar în Scriptură unde să zică postiți. Ba mai degrabă spun unii și le dau dreptate, spun așa. Apostolul Pavel în Corinteni, capitolul 11, cu versetul 34, nu sugerează post înainte de cină. Și au dreptate. Au dreptate și unii și alții. Dar unul spune, păi nu poți să ai dreptate și unul, ba da, poți să aibă dreptate. Ascultați versetul 34. Știți ce se întâmplă acolo? Și aduceau cina unii mai repede ca alții, unii aveau mai mult, alții n-aveau nimic și făceau de rușine cei bogați pe cei săraci. Își luau cina, mâncau pâinea de acasă, cina, beau, unii ziceau că erau beți, alții sătui și ceilalți erau morți de foame. Și nu era corect. Și Apostolul Pavel spune în versetul 34, dacă este foame cuiva, să mănânce acasă, pentru ca să nu vă adunați spre o sândă. Dacă era păcat să mănânce înainte de cină, Apostolul Pavel n-ar fi dat un așa îndemn, un așa principiu, ca să se compromită. Așa că, frați și surori, e bine să postim înainte de cină, dar dacă unul nu postește, nu îl judecați. Haideți să ne primim unii pe alții, frați și surori. Și vă mai îndemn la ceva. Eu, de exemplu, nu mănânc înainte de cină, dar nu fac din asta o regulă. E bine și Dumnezeu să ne ajute pe toți. Dar cei care mâncați, vreau să vă spun că vă iubesc, și mă pot închina cu voi oriunde, și aici, și oriunde ne putem întâlni. Și Dumnezeu să ne ajute să fim toți maturi, fraților. Și cei slabi să fie maturi, și cei tari să fie maturi, fraților. Să nu ne mai supărăm unii pe alții. Este dorința mea și cred că este și dorința lui Dumnezeu. Să nu ne mai supărăm. Știu că nu vă plac jocurile, fraților, dar v-aș îndemna ca de aici, din biserica aceasta, să jucăm un joc. Ați auzit de nu te supăra, frate? Haideți să jucăm jocul acela, nu te s-ar para, frate, dar să luăm în serios jocul. Dumnezeu să vă ajute și să ne ajute.